Vladimir Putin are cancer și urmează să fie operat zilele astea. Cel puțin așa spune presa britanică. Potrivit Daily Mail, Putin otrăvitorul ar urma să suporte o intervenție chirurgicală pentru un cancer. Aparent, operația nu este urgentă, însă nici nu mai poate fi amânată. Nu știu cum vine asta. Iar aceasta trebuie să aibă loc după parada de 9 mai, care serbează victoria sovieticilor împotriva naziștilor. Și în cele două zile în care va fi absent, probabil la terapie intensivă și cu tuburi în toate orificiile, controlul asupra țării va fi plasat în mâinile lui Nicolae Patrușev, pe care Daily Mail îl descrie ca un tehnocrat low profile de 5-6 de ani, fără conexiuni cunoscute cu serviciile secrete sau armata. Deși, conform legii, în Rusia, președintele în astfel de situații predă controlul statului către primul ministru. Dar în Rusia, aparent, legile nu se respectă și, plus că lui Putin, îi place mai mult de Patrușev, mă. Care e problema voastră? Faza e că odată cu operația asta există și niște riscuri, ca Putin să nu scape viu. Situație în care tot sursele celor de la Daily Mail spun că, virgulă, conducerea țării va rămâne în mâinile lui Patrușev. Și dacă vă gândiți că motivul pentru care a început războiul din Ucraina e pentru că Putin știe că este pe moarte, e bine, aflați că nu sunteți singurii care cred asta. În ultima vreme au mai apărut speculații cum că ar avea inclusiv Parkinson. Tocmai de asta, în unele situații, se ține cu mâinile de tot felul de lucruri ca să nu se vadă tremuratul. Cum e exemplu în acest video în care discută cu ministrul apărării și se ține ferm de masă. Nu cred că era vreun cutremur, sincer. Probabil se ține ca să nu se vadă cum tremură. Știrea a fost preluată și de publicațiile din România, bineînțeles, și cei de la adevărul.ro au secțiunea de comentarii activată la articolul ăsta și m-am distrat tare mult. Cineva spune, probabil că o să o dea în metastaze. Te-ai prins? Pentru că Z pe tancurile rușilor, știi? Mă rog, e funny. Dar cineva nu s-a prins de glumă și a răspuns la cel mai serios mod, cancerul de tiroidă e un cancer blând cu care se poate trăi și 20 de ani. Da? Dude, era o glumă, trebuia să fie vorba de... Lasă. Altcineva spune, dacă e pe bune, ar fi niște medici eroi cei care l-ar opera într-un anume fel. Adică să-l omoare, gen, pe masă de operație. Da. Și altcineva îi răspunde, ci că operația are loc cam târziu. Altfel, România putea să-l trimită pe doctorul Ciomu să ajute. Românul e Caterin Cosmov. Zice, vrei despre români? Dar Caterin Coș sunt, n-ai cum să negi asta. În fine, voi ce părere aveți aici? Credeți că e pe bune? O fi Putin bolnav și de asta se comportă în acest fel? Scrieți-mi ce simțiți jos în comentarii. Bun, și din Rusia mergem direct în Brașov, tocmai în Brașov, unde un bețiv, după ce a petrecut până la 4 dimineața de 1 mai, în drumul lui spre casă, a luat la pumn și la picioare toate mașinile care i-au ieșit în cale. Oglinzi rupte, geamuri sparte, portiere îndoite, până când cineva a sunat la 112 și martalogul a fost prins de jandarmi. 5-6 de mașini a vandalizat nebunul până a ajuns poliția. Acum este în arest și probabil va trebui să plătească pagubele. Și la 5-6 de automobile, câte o oglindă aici, câte un far colo, câte un stop, câte o portieră, știi? Se adună. Poftim, în cazul în care nu știați cum să vă f***teți singuri viețile, acum hașul v-a arătat, cu plăcere. Și dacă vreți să vă simțiți ca dracu în legătură cu starea voastră materială, Fat Baby, o adolescentă din Statele Unite care face și OnlyFans, a publicat un screenshot cu veniturile ei din OnlyFans din ultimul an. Și venitul net, adică în mână, a fost de... Nici nu pot să zic. 42 de milioane de dolari. 42 de milioane într-un an. Aparent a făcut treaba asta pentru că ăștia de pe social media nu credeau. Și Gagica a publicat dovezile așa la mișto. Ia mă uitați aici. 42 de milioane într-un an din postat poze și filmulețe pornache cu tine și cu fundul tău. Nu mai țin nimic. Treaba asta cu OnlyFans e super la modă și pentru cei care postează acolo,
platformele tradiționale de social media ca TikTok sau Instagram sunt doar pentru a atrage noi clienți plătitori pe OnlyFans. Și treaba asta e din ce în ce mai populară și pe YouTube. Adică o actriță porno, Lana The Plug, își spune, care împreună cu iubitul ei fac un podcast pe YouTube. Diferența este că, spre deosebire de alte podcasturi, ăștia doi, la finalul podcastului, își f*t invitații. La propriu. Adică prima parte este haumea cu discuții, cu ca orice podcast, și partea a doua se transformă într-o cățălărie. O cățălărie pe care poți să o vezi și tu. Contracost. Plug Talk se numește podcastul, dacă sunteți curioși, întrebați-mă cum știu. Foarte ușor se fac zecile de milioane în ziua de azi. Nu știu de ce se mai chinuie oamenii să meargă la muncă. Pe bune. Adică oamenii se chinuie la muncă și alții fac... Mă duc să plâng în batistă. Și ca de obicei vreau să știu și ce e în sufletul vostru. Credeți că este normal ca o fătucă de 18 ani să câștige 42 de milioane de dolari pe an, în timp ce oameni cu facultate produc abia 1000 de euro pe lună? Aștept comentariile voastre jos. Și da, asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez. Și bineînțeles, să aveți o zi faină oriunde v-ați afla. Vă pup pe hașul, mă! Pa!